Astăzi o să transformăm toți mobii din Minecraft în fete. Ați auzit foarte bine, fraților. Bine ați venit la un episod la mine pe canal, în care am descărcat un mod foarte mișto care transformă cei mai detemuci, cei mai șmecheri mob din Minecraft, cum ar fi până și Ender Dragon-ul, în varianta lor feminină, fraților. Pentru că, bă, să fim sinceri, singurul mob de natură feminină din Minecraft care, hai să zicem, e așa mai rău, e Witch-ul, fraților. Altul nu! Nu ne mai sperie pe niciunul. Și tocmai de aceea am descărcat un mod super, super mișto, care, bă, băieți, nu numai că, ok, aici am niște eguri și o să vă arăt niște de-astea, niște fete mob foarte, 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 foarte mișto, însă și pe hartă, fraților, puteți găsi, după cum vedeți, mobii în variantă feminină. Adică ăștia sunt un fel de zombie horse și, după cum vedeți, sunt niște cai, numai că sunt fete acolo, fraților, și sunt gardien absolut peste tot. Așa sunt un fel de zombie, dacă stați să mă întrebați, mă, stați să dau aici rapid și un time CD. Ăștia sunt un fel de zombie, după cum vedeți, și așteaptă aici să vadă un inamic, fraților. Sunt foarte, foarte multe modele de mobi fete în Minecraft, iar noi urmează să le testăm împreună. Nu uitați să apăsați butonul de like, fraților. O să pun chiar acum armura, o să-mi dau game mode survival și haideți să începem încet, încet să vedem ce mob, fraților. Deci vă zic, bă, sunt foarte, foarte mulți mobi. Gândiți-vă că sunt echivalentul a mobii din Minecraft și nu o să pot să vi arăt pe toți, însă o să vi arăt pe cei mai mișto. Prima dată, fraților, haideți să începem cu ăsta. Creeper Girl Egg, fraților, care spawnează o fată creeper. Tocmai de aceea n-o să dau fix lângă chestul ăla. O să pun fata creeper aici, să vedem cum reacționează ea. Nu știu, boi, s-ar putea să nu reacționeze la fel ca un creeper, sunt ceva mai special, hai să vedem. Mă uit la ea, îi dau una și fuge de mine, boys. Deci uitați-vă, așa arată Creeper Egg Girl. Nu știu, are un atac mai special. Mamă, bă, da, când dai în ea, parcă dai în creeper, boys. Vină-mă aici, sora mea. Da, unea, mi-a dat și mi-a dat. What, boys, deci dacă o mori, îți dă un alt Creeper Egg Girl. Bă, care-i treaba, bă, cu asta? Ok, fraților, deci dacă o omor pe asta, îți dă un alt Creeper Egg Girl. Bă, asta mi se pare destul de suspect, mi-am zis că nu are niciun efect. Haideți să trecem la alți mob de ăștia care, hopa. Deci uite, nici ăsta, deci dacă e atac, nu are niciun efect. Hai să mergem, uite, la, nu, hai, nu, la Ender Dragon Girl. Hai să zicem CKL, am auzit că e ceva dintr-un anime sau ceva de genul. Hai să punem aici. Mamă, cât de mișto, are sabie. Băi, se bate cu mine, uitați-vă, merg, băi. CKL, lasă-mă pace. Mamă, băi, uite, mi-a dat mai nifati. Mă moară. Bă, armura de diamond. Bă, ați văzut câte inimi au luat cu armura de diamond. Deci, bă, bă, deci mobii ăștia, bă, sunt mișto rău de tot, fraților. Deci, bă, mobii ăștia, bă, sunt mișto rău de tot. Vino sora mea aici. Mă, fiți atenți că, opa, ce mi-a dat? Mi-a dat Iron Nugget și Shiny Pearl. Ok, ăștia nu fac nimica, deci ca ecelea aia a fost chiar foarte, foarte dură, fraților. Haideți să luăm un trader. Ah, uite, ăsta spawnează un... Mamă, ce-i cu animalul ăsta? Foarte ciudat. Hai să vedem, ăsta spawnează un trader. Ce că ăsta cred că e inofensiv, hai să vedem. Da, mă, uitați-vă, deci... Boys, sell this item in this slot. Ia, deci dacă pun ăsta... Ah, uite, deci orice item aș pune, îmi dă de-astea sau... Nu chiar orice item... Ia, un Creeper Egg Girl. Uite, îmi dă 2 Trader Token și cu astea pot să-mi cumpăr Iron Box și Gold Box. Ia și ăsta. Mamă, și mi-a dat 5 Gold. Bă, cât de mișto ideea. Bă, fraților, foarte mișto Trader Girl-ul ăsta. O să o las acolo, nu o să mor. Ia, vine după mine, nu vine după mine. Bă, foarte tare ideea de Trader Girl. Haideți să continuăm, fraților, să luăm 1-1. Hai să o spunăm pe Banshee de data aceasta. Chiar sunt curios, boys, ce mob mai e și ăsta. Wow! Banshee. Băi, asta ia damage, cred că nu e dime... Mama, a murit Banshee, deci trebuie să faceți-o. Cred că aia se spunează numai noaptea sau ceva de genul, că știți că și zombii iau damage pe zi, gen, iau foc. Deci cam asta ar fi singura explicație. Hai să spawnăm o slime girl. Ok, o fată slime, boy, sunt chiar foarte... Hopa. Bă, ce mișto arată ea dacă dau unea. A, nu, fuge, boy, vedeți? Astea fug, man, efectiv sunt inocente. Hai, vin aici, sora mea. Deci sunt hopa. Mamă, pot să dau trade și cu asta pentru slime ball-uri. Mamă, cât de mișto, boy. Deci aici, bă, tot modul ăsta se spawnează, se bazează pe trade-uri, din câte observ. Hai să continuăm, fraților, să mergem cu vampir. Mamă, asta e vampiră. Mamă, fraților, uitați-vă. Mamă, deci asta e fata vampir. Mamă, și dă în mine și nici n-am dat în ea. Bă, asta e mișto, rău de tot. Deci până acum mobul ăsta mi se pare ce mai mișto. Fata vampir. Vino sora mea, mamă, dar o țin în combo, ori nici nu mă atinge să mă arăt, băieții, dar și dacă mă atinge.
Mamă, mi-au inimă, bro, boys, și sunt full, gândiți-vă că sunt full diamond. Mamă, bă, da, cât ăsta are? Ok, mi-a dat gol naibă. Soulfire, habar nu am. Fuel for 580 de secunde. Nu știu ce înseamnă neapărat pentru 580 de secunde. Hai să iau Golden Apple ăsta. Bă, fraților, bă, mișto rău de tot. Haideți să trecem la o treabă mai serioasă. Să spawnăm Ender Girl Egg. Asta nu e Ender Dragon, deci grijă mare, nu e Ender Dragon. Ender Dragon e mai încolo, hai să vedem. Mamă, boys, uitați-l. Uitați Enderman-ul în variantă feminină, boys. Bă, cât de mișto. Așa arată un Enderman fată. Bă, cât de tare, man. Ok, hai să vedem cum o dăm cu el. Ia, am dat în el, mă așteptam să se teleporteze, fraților. Chiar sunt curios ce o să facă Ender Dragon. Deci vedeți că fetele alea, gen... uite, și-mi dă egg-ul lor. Deci vedeți că sunt ouăle astea mai ciudate. Deci astea văd că sunt inocente, gen. Bănesc că și astea două, hai să le luăm. Holo, Taurus și Warship. Da, deci astea sunt inocente și poți face trade-uri cu ele. Ia și cu asta poți să fac trade. Ia uitați-vă pe Ender Pearl. Deci astea sunt inocente, fraților. Ăilalți sunt mobi adevărați, inclusiv Ender Dragon Girl-ul. Deci după cum vedeți, n-au nicio treabă. Hai să spun pe Dryad. Mamă, Dryad și ăsta. Ia, dacă dau un ea, dă și ea mine. Bă, ce tupe, mă, dă și ea mine. Bă, pleacă-mă de aici. Deci alea ați văzut, boys, că nu fac absolut nicio problemă. Mamă, ce ăsta? Taproot, ok, nu îl arunc, nu-l mănânc. Mai avem Harpy Kikimora, fraților. Însă înainte vreau să vă arăt un mob pe care l-am găsit, se numește Incinerator. Nu este în variantă feminină, însă mi se pară foarte mișto. Uitați-vă, boys, cât de tare e. Deci un fel de blaze, vedeți de acolo, blaze-urile fumează și dă cu foc, cred. Uitați-vă, deci băi, e mișto rău de tot. Ia, du-te, mă, mai jos, mă. Mamă, deci e mișto rău de tot mobul ăsta. Am vrut să vi-l arăt la toți pentru că mi se pare, bă, un mob tare rău de tot. Vino, mă, frățiorul aici, vedeți, are țigara în gură. Bă, deci e tare rău de tot cine a făcut mobul ăsta, notați, de ce? Haideți să mergem mai sus, să continuăm cu mobii. Chiar sunt curios, boys, cum o să decurcă bătălia mea cu Ender Dragon Girl sau ceva de genul, știți ce zic? Adică ar fi foarte, foarte mișto. Hai să mergem aici să vedem ce mai avem. Deci mai avem aici încă 4 înainte de Ender Dragon Girl. Avem, ia, Kikimora. Mamă, boys, asta e Granny. Sau care-i treaba? Bă, uitați-vă, are un de ăla. Da, un ea? Uite, mă bate cu mătura, boys, ok, bă, asta-i ciudat rău de tot. Vine aici, sora mea. Mă, le-a fost pus la aia, dar asta-i cu astea, pot să fac trăitori, ia, Harpy. Nu, cu Harpy. Mamă, dar care-i treaba cu Harpy asta, mamă, ce urâte. Deci, uitați-vă ce picioare are. Bă, fraților, deci e ciudat rău de tot să te bați cu Harpy asta. Vino mai aici, sora mea, mori odată. Și mai avem încă două, fraților. Oh, Matango asta, cred că e versiunea la Mushroom. Mamă, uitați-vă, fraților, cred că asta se găsește numai în Mushroom. Și aia e scheletele, cred. Nu, da, uitați-vă, deci asta e varianta scheleton feminină. Iar acum, fraților, după ce le pun pe astea, le are... Mamă, ce mi-o dat, mamă, ce se întâmplă? Ok, stați că mi-o dat efecte de-astea ciudate. Mamă, asta aruncă cu Mushroom în mine, bă. Bă, mi-a dat mai fatic. Mor, mă. Băi, și am Golden Apple, bă, de ce mi-e așa de multă viață? Muriți, mă, băi, deci ăștia sunt chiar overpower, pe bune. Mai am noji ăsta încă câteva secunde. Iar acum, fraților, urmează să facem o nebunie, mai exact să... Mamă, ce să stea? Mai exact să ne luptăm cu băi, pentru ce ați venit pe la unul? Pentru Ender Dragon Girl, hai să vedem. 3, 2, 1, spawn! Oh! Mamă, ce dă, deci ăsta e Ender Dragon Girl? Mamă, ce ciudat, boys, deci uitați-vă, zici că dai într-un Enderman, deci ăsta mai degrabă ar fi ăsta Enderman, nu Enderman Girl. Și ar băga la Ender Dragon Girl, bă, un dragon pe bune, și ce zici, adică na, ăsta arată ca un dragon. Însă e ciudat rău de tot, vedeți, se teleportează, doar că reușesc că să dau mai rapid. Mormă odată, bun, și mi-a dat un Ender Pearl, fraților, bun. Deci, bă, opa, uitați-vă, aici sunt mob noi, fraților. Deci fiți atenți, ca să nu pierdem nimic, o să-mi dau un game mod creativ chiar acum. Și pentru că, bă, modul mi se pare foarte mișto, o să mergem pe aici să vedem dacă mai găsim. What? Uitați-vă, de ce e asta? Nu știu dacă m-am bătut cu asta vreodată, dar e ciudat rău de tot. Deci după cum ați văzut, fraților, sunt foarte... Mamă, uitați-vă, albină! Deci v-am zis, sunt foarte mulți mobi. Eu v-am arătat pe ăștia, na, pe care mi s-au părut mie mai interesanți. Însă dacă mergeți pe toată harta, fraților, uitați-vă, boys, albine! Bă, nu vine să cremă, bă, până și albinele sunt în variantă feminină. Bă, e mișto rău de tot modul ăsta. Dar, na, sunt cam plictisitoare, știi ce zic, adică nu mă așteptam, eu mă așteptam ca Creeper Girl-ul ăla să bubuie, fraților, ați văzut că n-a avut absolut nicio reacție, deci nu-i mare chestie dacă stăm așa să ne gândim, hopa, ia, hai să mergem în mină, fraților, dar aici ce se vede, ia să mergem în mină, să vedem, dacă luăm niște torțe și mergem în mină,
Ăsta, mamă, deci un creeper. Deci un creeper și ăsta. Ok, ciudat rău de tot creeperul ăla. A, aici, boys, îi găsiți și pe bărbații noștri. După cum vedeți, nu-s numai, nu-s numai fete pe aici, boys. Bă, mișto modul, n-am ce să zic. Da, deci creeper, deci bun, deci jos aici. Deja nu mai există mob fete, există numai mob de ăștia normali. Ok, bă, fraților, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vă place nou format cu green screen și așa, eu am fost Maruseancu, ne vedem curând cu episoadele noi, v-am pupat pe toți, pa, pa!